Bună seara, bine v-am găsit! Ediția de astăzi a emisiunii noastre face parte dintr-o mică serie realizată la Sibiu. Invitatul meu astăzi este preotul, lector, doctor Emanuel Tăvală de la Facultatea de Drept Simeon Părnuțiu din cadrul Universității Lucian Blaga și consilier cultural al Mitropoliei Ardealului. Mă bucur foarte mult să l-am invitat pe părintele Emanuel Tăvală pentru că este o personalitate a lumii academice, nu numai sibiene, ci și ardelene, ci și naționale, dânsul acoperind cel puțin așa în mare două domenii importante, dreptul și teologia. Părintele Manuel Tăvală este absolvent de teologie, absolvent de drept, doctor în teologie, doctor în drept și, bineînțeles, cadru didactic. Părinte, bine v-am găsit. rămână bine ați venit. Vă mulțumesc. mulțumim foarte mult că ne găzduiți aici, într-una din bibliotecile facultății, unde vă desfășurați activitatea. Tocmai ați ieșit de la un curs. V-am supra-solicitat un pic, dar e bine pentru că se creează așa un fel de spor interior, nu? Când le înlănțuim pe toate? Da, pe de-o parte, pe de altă parte, mă bucur foarte mult că ne vedem în acest spațiu pentru că. Noi trebuie să spunem că avem întâlnirea la câteva zile după prăznuirea foarte importantă a Ardealului: care este prăznuirea Sfântului Ierarh Andrei Șaguna. Facultatea de Drept de astăzi de la Sibiu este poziționată sau într-un sediu fost militar al Armatei Habsburgice. Aici era, era, unul dintre comandamente. În, în, fața facultății erau grajdurile pentru cavaleria habsburgică și era hipodromul, de aceea și cartierul de aici se cheamă hipodrom, dar ceea ce vreau să spun este faptul că atunci când a plecat în urmă cu 149 de ani din lumea pământească, Sfântul Ierarh Andrei Șaguna a lăsat să fie condus de preoții parhiei până aici. Aici era poarta de intrare în Sibiu, în cetate, în cetatea Sibiului, cetatea propriu-zisă sigur că este în zona centrală, și de aici să fie preluat de duhovnicul său și de țăranii din Rășinari. De aceea, în 2011, la sfârșitul lui octombrie, în 28 octombrie, el a fost adus de țăranii din Rășinari până aici, în zona facultății de drept și de aici a fost preluat de către ierarhi și de către preoți și făcută toată acea procesiune care a premers de fapt canonizării. Îl pomenesc pe șaguna pentru că într-un fel fără să stabilez niciun fel de legătură de genul acesta, într-un fel și el a combinat foarte bine dreptul cu teologia. Știți, un absolvent de drept care a ajuns să performeze cu, cu ilimele de rigoare în domeniul teologic. Nu aspir la așa ceva, dar Bineînțeles, și care. Evident, Nimic nu este întâmplător. A ajuns și uh, canonizat. Uh, foarte interesantă introducere ne-ați făcut, părinte, mă bucur mult, uh, pentru că întotdeauna cadrul în care uh, organizăm o discuție contează, pentru ca uh, cei care ne urmăresc să înțeleagă. Noi ne-am propus o temă. În, în această emisiune, nu vorbim așa fără o temă, pentru că nu e bine și nu e de folos. Tema pe care ne-am ales-o este destul de ambițioasă, dar vom selecta ce putem uh, cuprinde în această oră de înregistrare. Tema se numește Minoritate și Majoritate. După limbajul actual, Minorități și Majorități. Vom discuta puțin despre acest plural care s-a creat și care este foarte la modă minoritate și majoritate din perspectivă creștină și nu numai. Tocmai pentru că discutăm poate și din punct de vedere teologic, dar ajungem și la aspectul actual, nu, al dreptului și al societății actuale care presupune anumite precizări privitoare la acest raport. Minoritate și majoritate. De aceea vă propun un preambul, totuși, de ordin teologic, pentru că este frapant că în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament și în Noul Testament, ce este mic și puțin este extrem de prolific, de puternic și de iradiant pe termen lung și într-un spațiu foarte larg. Nu? Poporul ales este un popor foarte mic, Țara Făgăduinței este o țară foarte mică, în Evanghelie cei aleși sunt cei puțini, dar care fac o lucrare foarte amplă. Aș vrea puțin să ne oprim asupra acestui raport aparent invers proporțional, care din acest punct de vedere, din punctul de vedere al istoriei sfinte și al sfintei scripturi, ne surprinde, ne contrariează poate puțin. Dumneavoastră spuneați că ceea ce este foarte mic sau mic iradiază. De altfel, și dacă este să ancorăm în realitatea cotidiană, noi și spunem nu că esențele puternice se păstrează în sticluțe mici. Da? Deci asta înainte să, să mergem în, în direcția propusă de dumneavoastră. Noi avem într-adevăr în Sfânta Scriptură, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, avem uh, imagini ale micului. Lui, dacă vreți, uh -huh. ale elementului care uh, tinde să producă, tinde să aducă foarte multe, să rodească, să aducă foarte multe roade. Avem asemenea lucruri și acum mă gândesc, de exemplu, la uh, uh, istoria omenirii care este prezentată în Sfânta Scriptură în mai multe episoade, dar mă gândesc acum, de exemplu, pentru că trăim vremurile pe care le trăim, în care nu știm ce, ce, va fi, care va fi evoluția umanității și mă gândesc că la fel se gândeau și cei din timpul, din timpul lui Noe, da? care au trecut printr-un printr cataclism și cu toate acestea noi avem și pilda aceea a femeii care frământă, care, pune, care pregătește pâinea și care pune totul în trei măsuri cele trei măsuri sigur că nu sunt uh, probabil trei hambare, ci sunt trei măsuri mici. Și uh, uh, Sfântul uh, Nicolae Velimirovici este cel care ne spune că de fapt ar trebui să ne gândim aici printre altele, dacă este să facem referire la Vechiul Testament, pentru că vorbea despre poporul ales care uh, nu în urma potopului, nu este plătește pentru păcat, trebuie să ne gândim la cei trei fi al lui Noe. Sem, Ham și Afet, cei în care este păstrată această fărâmă a umanității și în aceste trei. Seminții, urmând să renască umanitatea. Umanitate pe care noi putem să o găsim în aceste trei seminții, seminții și din perspectivă religioasă, nu doar Sigur. ca umanitate în sine, pe, pe cele trei filiere religioase, ca, dacă vreți, ca popoare ale cărții care se regăsesc în, în, această, în această zonă. Totodată, sigur că acum, dacă ați, ați pomenit și de, și de Noul Testament, sigur că aici găsim și interpretarea care duce un pic mai departe pentru cei care suntem născuți din apă și din Duh și ni se vorbește că, de fapt, aici este vorba despre pregătirea aceea a inimii omului și se face referire la uh, pregătirea sub cele trei aspecte ale uh, uh, intelectului, ale inimii și a, uh, a voinței când se vorbește despre cele trei măsuri. Dumnezeu fiind cel care, care ne îndeamnă să facem această pregătire și această transformare în această uh, în această direcție sau sub aceste trei aspecte care au toate legătură cu uh, partea nemuritoare a fiecăruia a fiecăruia dintre noi. Este foarte important de subliniat, cred uh, Părinte Emanuel că tot ceea ce spuneți este posibil și este realizat prin lucrarea harului, prin economia divină și prin lucrarea harului Dumnezeesc. Această uh, invers proporționalitate între ceea ce este puțin numeros și mic și rezultatul uh, acțiunii sau rezultatul lucrării respectivei uh, unități în raport cu, cu restul lumii, nu? Deci religia aceasta, prin definiție universală, care este astăzi cea creștină și care își are rădăcinile în Vechiul Testament, este o religie care a funcționat pe baza acestui principiu. Mulți chemați, puțin aleși, trebuie să recunoaștem. Această expresie este de multe ori greșit înțeleasă și de aceea aș vrea să ne precizați un pic la ce se referă, nu? Ea face parte dintr-o cunoscută pericopă evanghelică, din Evanghelia după Matei, mi se pare, nu? Parabola invitației la nuntă. Deci, chiar Mântuitorul spune, mulți sunt chemași puțin aleși, dar să lămurim ce înseamnă, de fapt, asta. Puțini acceptă și înțeleg, de fapt, chemarea respectivă pe care să o propage mai departe. Hei, atunci când facem când facem referire la această uh, uh, chemare la nuntă, eu cred că ar trebui să ne gândim ca să înțelegem de ce sunt puțini cei care sunt aleși. Ar trebui să ne gândim la. Uh, acum, uh, eu nu sunt un, un uh, specialist în uh, partea aceasta de, de uh, Noul Testament, dar uh, eu cred că ar trebui să ne gândim. Uh, cred că este episodul lucru în care ni se vorbește despre uh, cel care s-a prezentat fără a avea haină de nuntă. Uh -huh. Și de aici cred că trebuie să înțelegem, pentru că dumneavoastră vorbiți despre religia universală, uh, creștinismul în speță cu vocație universală și cu toate acestea, deși este o religie universală pe care, uh, pe care o constatăm că uh, se dezvoltă, există zone, mai ales în ceea ce în urmă cu câteva decenii era lumea a treia nu zone în care prinde uh, foarte mult creștinismul, sunt zone Absolut, uh, da. sunt zone din Africa unde se face foarte multă, foarte, multă misiune. În Extremul Orient, uh, uh, de asemenea. Uh, da, da. Uh, cu, cu, toate, cu toate acestea, ajungem uh, din nou aici că sunt puține aleși. Ori, în episodul acesta al Nunții Fiului de Împărat, ni se spune că s-au prezentat mulți cei care aveau haină de nuntă, dar unul singur nu era cu haină de nuntă. Și aici cred că trebuie. Să mergem cu interpretarea și cu înțelegerea acestui puțin al celor aleși, numeric vorbind, pentru că această persoană este persoana care s-a prezentat, care se dădea drept prieten al mirelui, dar care nu întrunea toate condițiile. Ori noi vedem lucrul acesta și din bisericile noastre pe care le vedem, din fericire, da, le vedem că sunt pline și cu toate acestea discutăm despre un procent scăzut. Ca să nu facem referire la ceea ce se întâmplă în Occident, în partea apusiană a Europei, acolo unde vedem că, deși discutăm despre țări majoritar creștine, sunt doar declarate majoritar creștine pentru că, de fapt, elementul religios, identitatea religioasă nu mai joacă niciun rol în... Este este foarte interesantă observația și vom reveni la ea în scurt timp, Părinte Tăvală, pentru că vom atinge și planul acesta, să spunem, de natură contemporană mai sociologică. Aș mai insista un pic aici asupra acestor interpretări și raporturi, cum spuneam, puțin ciudate, cei mulți chemați, din cei mulți chemați puțin sunt aleși, cum spun, nu pentru că cineva vrea să fie așa, însă fiind aleși, ei capătă puterea de a-i reprezenta și pe cei care nu au fost aleși. Cred că trebuie, trebuie să nuanțăm un pic. Da, vă rog. Noi spunem lucrul acesta la fiecare sfântă liturghie, că pregătim a se da sfintele sfinților. Da. Toți suntem, Chemați spre Sfințenie. Da. Toți avem vocația aceasta a Sfințeniei. Fiecare dintre noi uh, avem această, această predispoziție spre asumarea identității creștine cu tot ceea ce presupune ea, urmând ca uh, apoi să performăm. Da, suntem într-un spațiu, cred că se permite, într-un spațiu uh, al unei universități publice, da, deci nu eminamente teologic. Sigur. Uh, Uh, în, în, felul, în felul acesta trebuie să vedem uh, uh, acest, uh, acest uh, lucru care ține de asumare. Vedeți, marea problemă, da. eu îi spun marea hibă a noastră, a omului, este faptul că uh, a fost creat cu liberul arbitru, nu suntem forțați, niciunii dintre Absolut. noi. Absolut, da? Acesta putem, e principiul fundamental. Uh, uh, dis, uh, nu cunoaștem cu toții, da? Nici Dumnezeu a murit, da? A doua zi, șters Nice este mort, semnat Dumnezeu. Da, Deci lucrurile, lucrurile acestea, nu, nu s-a întâmplat nimic. Nici nu a murit atunci pe loc, da? în urma acestei. Suntem lăsați fiecare dintre noi să ne venim în fire. Se așteaptă venirea noastră în fire, ca și la fiul risipitor. Aceea este pilda emblematică pentru umanitate. Fiul risipitor, da? da. Este așteptat să venim fiecare dintre noi în fire. La momentul în care ne venim în fire și începem să Urcușul, începem asumarea acestei identități, identități religioase, că vorbim despre, despre minorități, despre uh, multiculturalism și, și așa mai departe, noi trebuie să înțelegem că atunci când ne venim în fire și începem efectiv asumarea harului care rezidă în noi, noi trebuie să înțelegem că Hristos este cel care prin harul său transformă. Uh, omul firesc în om al lui Dumnezeu și atunci o să înțelegem că atunci când suntem chemați la Sfânta Liturghie să primim sfintele în calitate de candidați la sfințenie, la sfințenie da. atunci înțelegem de ce uh, sfinții au fost numiți îngeri pământești sau oameni cerești. Exact aici aș fi vrut să ajung și mă bucur că ați pronunțat acest cuvânt, că e vorba de sfinți aici, Părinte Tăvală. Sfinții sunt, ca să zic așa, retroactiv privind, sfinții în descendența Mântuitorului Hristos, sunt și ei într-un fel, sunt mulți, sunt puternici, sunt fabuloși, dar sunt o minoritate, nu? O minoritate în raport cu restul lumii. Sunt un număr de sfinți. De depinde cum citim calendarul, știți? Când vedem în calendar atâția sfinți, au impresia că adevărat, sunt foarte mulți. Într-adevăr, în, în raport cu umanitatea. Da, în raport cu toate procentele și cu toate numărătorile astea extraordinare, sfinții sunt o comunitate care uh, reprezintă, prin viața lor, prin uh, uh, virtuțile lor, reprezintă însăși această lucrare. Prin uh, caracterul ăsta al lor, Minoritar se manifestă, de fapt, puterea Harului Dumnezeesc, care propagă, de fapt, prin ei, își propagă prin ei, către întreaga lume, esența și chemarea. Să ne gândim, toți Sfinții Părinți spun asta. Nu ne închipuim cât de mult contează rugăciunea unui Sfânt pentru toată omenirea. Toți Sfinții s-au deschis către un număr de oameni infinit. Mai mare decât propria lor persoană. Asta este foarte interesant. Circul acum un film despre Sfântul Nectarie, de exemplu. Foarte bine întrupat Sfântul Nectarie de către acest actor. Înțelegem de acolo, de la ce a pornit Sfântul Nectarie, de la un om chinuit, firav, prigonit și ce reverberații în timp și în spațiu a creat și continuă să creze. Cu toți Sfinții se produce același fenomen. Mie îmi place atunci când mă refer la Sfinți, îmi place să îmi aduc cel puțin mie în minte, dar îi invoc și în timpul cursurilor ceea ce spunea Aristotel știți? Aristotel este cel care stă până la urmă la baza științelor sociale și ne spune omul este o ființă socială și eu continui, nu că mi-aș permite, am spus, da, dar îmi permit la cursurile mele să spun, cu excepția Sfinților, care, din perspectiva lui Aristotel, care vedea că noi ne putem împlini doar în interacțiunea noastră socială, Sfinții sunt cei care se împlinesc în retragere de cele mai multe ori, fiind poate mai elocventă interacțiunea lor socială decât ceea ce se întâmplă în societate. Și uh, se manifestă chiar, scuzați-mă că vă întrerup, dincolo chiar de viața aceasta, nu? Aceasta Să ne... fiind, dacă vreți, lucrarea plenară a Harului Lui categoric, Dumnezeu. Categoric, nu? Deci lucrarea sfinților prin sfinte moaște sau prin alte moduri după trecerea lor din viața aceasta este un alt o altă formă de manifestare a raport. Și prin raportarea credincioșilor, a celor care înțeles, au Evlavie. De aceea, biserica este cu atât mai fascinantă cu cât întâlnim persoane care au Evlavie la un anumit număr de sfinți, care au Evlavie la un anumit sfânt și știu că se duc astăzi, de exemplu, nici nu pot să-mi imaginez ce este, pentru că filmăm într-o zi de sărbătoare a Sfântului Nicolae, exact. nici nu pot să-mi imaginez ce este la Bari. Da, am fost în afara acestei sărbători și ceea ce era acolo cu reverberațiile. da, Deci discutăm, discutăm despre, despre acest, despre acest gen de raportare, și până la urmă, sfinții sunt uh, o uh, realitate a acelui Hristos a înviat pe care noi îl spunem în fiecare în fiecare an, în noaptea de înviere și 40 de zile după aceea, răspundem cu adevărat a înviat, dar nu prea știm palpabil cam despre ce este vorba. Ei bine, prin raportarea noastră la sfinți și prin cultul sfinților, noi ajungem de fapt să conștientizăm lucrul acesta. Sperăm că ajung marea majoritate să îl conștientizeze și în același timp să-și asume câte un sfânt ca fiind un sfânt uh, prin care ei se regăsesc Pentru că nu toți sfinții sunt uh, etaloane ale societății din perspectiva uh, poziției lor în societate Discutăm despre sfinți care au fost descoperiți uh, după foarte multă vreme da? prin, lucrarea, prin lucrarea sfintelor moaște, prin minuni prin care ei prin au fost, au fost uh, Harului, de, uh, descoperiți și după aceea când s-au făcut, făcut cercetările, s-au constatat că ei de fapt erau, erau niște sfinți necunoscuți în momentul viețuimii în, câți în câți lor. Și câți nu ar mai fi. Putem presupune foarte logic că există foarte mulți sfinți neștiuți de noi, știuți numai de Dumnezeu. Este clar asta. Nu? Acești sfinți care s-au descoperit sunt unii, dar e posibil să mai fie și alții care încă, s-au descoperit. Eu, eu cred nu? că de câte ori vizităm Capadocia, vizitând și admirând ceea ce a mai rămas din cetățile apocalipsei. Eu cred că ar trebui să călcăm pe acolo cu foarte multă băgare de seamă. Pentru că aceste pământuri, toate sunt uh, înțesate de trupuri de sfinți și de mărturisitori din vremurile de început ale Bisericii și nu numai. Pentru că după aceea, sigur că după 1453 a, a venit cu otomană pe acele, uh, pe acele locuri și cu siguranță mulți au fost mărturisitorii care, care și-au dat viața și pe care nu-i cunoaștem. Logica în care am discutat până acum presupune, deci, un fel de convertire. A puținului și a puțin numerosului, într-o calitate a viețuirii și a esenței acestor puțini și mici, încât ea să supraviețuiască mult celor de la, de la care pornește lucrarea respectivă. Eu aș vrea să vă spun că lucrul acesta se aplică inclusiv în științele sociale. Niciodată nici măcar siguranța nu a constat în număr. Știți, da. siguranța constă în calitatea celor care sunt lângă tine. Ei bine, ei bine, la fel, la fel, am putea să am putea să extrapolăm și să ducem discuția și aici, pentru că dacă, dacă ne gândim la aspectele acestea foarte practice și dacă facem, facem un efort de, de, de memorie să privim să privim retrospectiv în istoria bisericii, vedem că de la de la întemeierea bisericii de către de către Mântuitorul Hristos, nu au fost perioade, perioade foarte bune din toate punctele de vedere pentru strălucirea bisericii. Sigur că au fost din oameni rânduiți de Dumnezeu care au ajutat la, la la explozia aceasta a creștinismului dar după aceea au venit foarte multe prigoane. Dacă ne gândim la, la perioada Evului Mediu până la urmă atunci când a mers bine bisericii, dacă putem să, să ne exprimăm în, în acești termeni, da. atunci biserica aproape, biserica mă refer aici la instituția aceasta umană da, nu la da, instituția divină umană sigur, biserica da. nu a știut întotdeauna cum să gestioneze și de aceea noi acum nu, dacă facem referire o, ni se pare că ne scrie Catherine Nixie o carte deosebit de interesantă despre epoca întunecării, dar să nu ne uităm că totuși evul mediu nu este doar epoca întunecării nu trebuie să o vedem doar din perspectiva greșelilor pe care o instituție care este asumată uman le, le face într-o anumită perioadă. Să nu uităm că tot de atunci ne fiind și universitățile, da? că Bine tot înțeles. suntem într-o universitate. Știți, profesorul Virgil, când a spunea cea mai mare dovadă de incultură a unui om, a unui presupus intelectual, este să confunde evul mediu cu uh, această epocă obscurantistă, cum mi se da. spune curent, și să nu, să nu înțeleagă că nevul mediu, de fapt, s-a creat și în plan religios și spiritual, și în plan cultural enorm, de mult. Deci, ignoranța duce este la această interpretare. Este fascinant tot ceea ce înseamnă evul mediu din punct de vedere al creației culturale, ideatice și așa mai departe. Da, este. Așa fascinant. Este. Uh, ați ajuns, părinte, indirect la un alt punct pe care mi-l propuneam. Uh, și care este important trecând un pic din planul acesta religios, strict religios, în planul societății propriu-zise, și actuale, și trecute. Este vorba despre elite, pentru că ceea ce sfinții sunt în religie, în credință, sunt diferitele tipuri de elite. În viața societății, chiar laice, nu? Există elite culturale, elite științifice, elite politice, în cazurile fericite, rare. Există elitele. Elitele și ele sunt minoritare. Dar puterea, calitatea angajamentului lor, calitatea prestațiilor, calitatea umană a persoanelor care alcătuiesc aceste elite, le fac extrem de puternice în ceea ce privește. Rezultatul prezenței lor există tot prin puterea spiritului, cred, forța aceasta elitelor, prin exemplul lor, prin creativitatea lor, prin uh, intelectul lor, să genereze efecte benefice, vorbim aici de elitele în adevăratul sens al cuvântului, benefice pentru lumea largă în care uh, trăiesc. Da, mă gândeam acum în timp ce dumneavoastră ați formulat întrebarea, dacă într-adevăr am putea să rezumăm lucrarea Harului, care este o reverberație a lucrării lui Dumnezeu în și prin fiecare dintre noi și o lucrare a Harului Sfinților, pentru că vorbeam despre Sfinți cu care fiecare dintre noi interacționăm în rugăciune, în meditația pe care o avem atunci când ne închinăm la ziua de prăznuire, la Sfintele lor moaște în fața icoanelor, dacă am am Putea să rezumăm lucrul acesta la ceea ce înseamnă o reverberație a unei idei. Eu zic că nu, pentru că până la un punct. Deci nu este un uh, nu definitiv. Este și putem să găsim și, și uh, elemente, elemente de legătură. Uh, eu zic că uh, nu putem să facem lucrul acesta pentru că uh, o idee, fiind o idee uh, umană, este perisabilă, pe când da. harul nu. Sigur, o idee sigur, ajungem cate. să ajungem să constatăm indiferent la, la, ce, la ce perioadă o, o, o raportăm că ne referim la vechii greci, că ne referim la uh, romani, la filozofi, că mergem mergem la stoici, că venim în evul mediu și vedem acolo uh, renașterea uh, gândirii de toate felurile, nu teologică, juridică, uh, cu toate acestea la un moment dat ne dăm seama că prin evoluția societății există uh, o limită am ajuns, o limitare am ajuns să totuși. Constatăm că acea idee nu se mai regăsește, și atunci Sigur. societatea trebuie să se reinventeze și să răspundă uh, provocării pe care, o, uh, pe care o comportă, tocmai evoluția ei și să se schimbe în funcție de această evoluție a ei și să răspundă cu ceva pertinent. Pe când atunci când vorbim despre lucrarea harului, sfinții sunt aceiași, nu da. discutăm despre despre Sfântul Nicolae și l-am avut zilele trecute prăsnuit pe Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, sfinți care care nu s-au întâlnit niciodată decât în rugăciune și acum în împărăția lui Dumnezeu și care cu toate acestea ne uh, uh, revarsă din harul lor în mod identic. În mod identic și aș putea spune din ce, în ce mai, din ce în ce mai pregnant, cu cât timpul trece, această revărsare e și mai impresionantă. Dar această refacere a perioadelor de care vorbeați mai înainte, Părinte Manuel Tăvală, se face totuși tot prin niște elite. Nu? Trecerea de la o epocă la alta, cum spuneați, la nivelul ideilor, la nivelul uh, tuturor formelor de, de existență a omului în societate, se reface tot prin niște elite. Dar, desigur, aceste elite, vrând nevrând, sunt limitate și în timp și în spațiu la niște date concrete ale istoriei, ale societății. Eu spun că în, în, în această situație Vremurile de schimbare sunt vremuri care au nevoie de suprapunerea a două elemente: timpul revoluționar, schi timpul schimbării și omul care se facă a, sau da. oamenii care se facă schimbarea. Noi avem și acum, contemporani cu noi, oameni care ar putea să facă schimbarea. Dar nu știm dacă este timpul schimbării. Uh -huh. Sunt timpuri ale schimbării care dau, dacă vreți, tonul pentru anumite, pentru anumite modificări, dar nu sunt oamenii care se ducă la îndeplinirea aceste modificări. Dacă ne uităm în istorie, vom putea să identificăm. Nu aș vrea acum neapărat să, să, dau, să dau exemplu, dar acum îmi vine în minte, nu, dacă este să ne gândim, într-adevăr, 1821 nu, a fost un timp al schimbării, dar nu a fost un timp al schimbărilor profunde. A fost nevoie de acea primăvară a națiunilor, acea primăvară a popoarelor de la, de la 1848, când totul s-a aliniat și la nivel european, da, și a fost cuprins cu totul, au fost și oamenii care să facă schimbarea. Bine, mai puțin în uh, spațiul românesc, aici, da, că noi suntem uh, cazul de excepție, dar a fost și aici ceva liderii Revoluției de la 1148 au trebuit să se întoarcă în, în exil, în diaspora, da? la minorități acolo, pentru că n-au putut să rămână între majoritatea lor să, să facă o țară ca afară, dacă vreți. Ori în acest context trebuie să ne mai asumăm încă un lucru. Pot să fie și elite, care să nu fie asumate de societatea respectivă, și care da. să fie descoperite ulterior, după 100, 150, 200 sau chiar 300 de ani. Lucrul acesta da. vi-l spun pentru că cercetând ideea evoluției de unitate europeană, care nu a început după al doilea război mondial, asta trebuie să o spunem clar, ci este o idee veche, dacă vreți și tragem, tragem de această idee, o putem duce până în Antichitate, o putem duce până la Greci, da? când apare termenul de Europa și de, toate, și de toate cele, cu sensul de unitate și așa mai departe. Ei bine, avem pe această, pe această evoluție ideii de Europa, avem oameni care au scris și au vorbit despre unitate în pace. Pacea era elementul care se găsea la, la, la baza ideii de uh, Europa unită. Ei bine, avem persoane care au scris au lăsat, nu au fost băgați, băgați, în seamă și cu toate acestea după 300 de ani sunt descoperite scrierile lor și sunt, sunt, prețuiți la adevărata valoare. Că vorbeam înainte de evul mediu, astăzi le vorbeam studenților despre impactul pe care îl are în dezvoltarea ideii de drept natural Hugo Grotius, cel care ajunge să facă pușcărie din cauza ideilor sale, în timpul închisorii își scrie opera, și în această, în această operă găsim fundamente care sunt și acum la baza dreptului pozitiv, care, care este, este sigur dreptul în vigoare în, 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 momentul, în momentul de față, la nivelul fiecarei societăți. Bine, acestea sunt elitele. Există această forță de a supraviețui, de fapt, sub o formă sau alta unui context și de a, de a influența probabil un alt context într-un mod poate neașteptat sau neprevăzut, nu? În această cheie de lectură care mie mi se pare interesantă și în cazul elitelor. Când spunem elită eu cred că trebuie să ne referim la persoane care promovează o valoare care sau promovează valori care, care reunesc uh, foarte multe re, interese, nu? Care, foarte care multe aspecte. care reunesc și care unesc. Și care unesc? unesc da. generații. Da. Asta însemnând da. că sunt atunci când vorbim despre elite, ca de altfel și despre sfinți. Haideți să vorbim și despre sfinți da, în aceeași sigur, în adică aceeași, este o analogie în interesantă posibilă, da. Eu cred că vorbim despre o promovare a identității. Sub da. spectrul acesta da. larg al identității, înțelegând identitate națională, identitate etnică, lingvistică, religioasă și ce mai doriți dumneavoastră. Adică atunci atunci discutăm despre elite, atunci discutăm despre o raportare a unei majorități. A, unei, a, unei, a unui mare număr de persoane la ceea ce acești oameni au spus. Noi acum, dacă facem referire sau și, au făcut, și sau, sau au făcut, sau au fost, că și puterea asta exemplului, a unei trăiri exemplare a unei persoane, poate să coaguleze. Că ăsta e un cuvânt foarte bun și pentru ce vrem noi să spunem. Coagulează acest tip de. de și situația. motivează. Și da, și motivează, bineînțeles. Pentru că acum dacă ne gândim la elite, putem să facem o incursiune în, în istorie să ne gândim, de exemplu, la perioada interbelică. Da? Sigur. Atunci când, într-adevăr, avem foarte multe elite și aici am în minte, pentru că nu ați avut o anumită reținere când ați spus, poate chiar și politice, da? Haideți să ne referim la perioada interbelică. Da. Nu ne referim niciodată la contemporaneitate, aici lăsăm istoria să se pronunțe la un moment dat. Dar ne uităm la perioada interbelică unde putem să avem exemple. Eu îi și, îi și trimit pe studenți ca să vadă dezbaterile parlamentare din jurul legilor din perioada interbelică. Toate sunt, sunt cuprinse, cuprinse în volume. Și atunci, sigur că putem să vorbim despre, despre aceste elite la care ne raportăm și elite care ne inspiră prin, da, prin da. felul în care ele au știut să uh, își argumenteze propria poziție că această argumentație este o, o argumentație de, de natură ideatică sau culturală sau că această argumentație este o, o argumentație care aduce în zona trăirii duhovnicești spirituale, a rugăciunii uh, și așa mai departe, este, este altceva, dar eu cred că acolo sau trebuie unui comportament să... etic poate exact. -a aflat undeva la mijloc da, mulțumim foarte mult părinte pentru toate aceste precizări atât de interesante și de importante. Aș reveni acum puțin pentru că sunteți, cum spuneam, un om al dreptului, un, un studios care cunoaște, aveți în fișa dumneavoastră personală competențe extrem de interesante, drept canonic și drept religios european comparat, diasporă și migrație, protecția internațională a drepturilor omului. Aveți un doctorat în drept foarte interesant, diaspora din Europa de după 1945, spuneți-mi, vă rog, în drept, ca să ne apropiem puțin de actualitate, că vreau neapărat să ajungem și aici, în universul acesta, care pentru mulți este străin, e un univers totuși foarte specializat. Raportul acesta între minoritate și majoritate presupune de la bun început avantajul uneia din cele două părți, avantajul în termeni juridici? Nu. Sau nu? Este Pornind de pe, o, de pe o pistă falsă, dacă vorbim despre avantaje și dezavantaje, dacă vorbim despre, aceste, despre această idee a unei superiorități a unui as, asupra celuilalt, deja vorbim despre, despre dezavantaje. Ideea aceasta a minorităților la nivel juridic s-a pus cu precădere după primul război mondial atunci când cinci imperii de pe bătrânul continent s-au -au încheiat istoria lor sub forma aceasta a existenței și au, au apărut, multe, au apărut, state au apărut naționale. Da, multe state naționale Nu s-a pus niciodată, nici măcar până în ziua de astăzi cu excepția legislației din Suedia, nu avem o referire la minoritățile religioase ca o lege specifică pentru minoritățile religioase. Întotdeauna, pentru că aceste state s-au născut după primul război mondial, apoi și-au continuat existența, s-au născut în jurul unei identități naționale, tot timpul s-a vorbit despre minorități sau majorități naționale, despre minorități sau majorități lingvistice, dar nu s-a vorbit despre elementul religios. Ducul acesta s-a încercat să fie compensat prin oferirea protecției libertății de manifestare religioasă. Și se consideră că subiectul, că subiectul este încheiat. Din perspectiva aceasta, vreau să vă spun că perspectiva aceasta juridică, vreau să vă spun că nu stăm chiar foarte bine în, în Europa pe această, pe această, recunoaștere și libertate de manifestare religioasă, având în vedere că avem un scoring destul de, destul de plăpând așa pe, un, pe o cercetare a Pew Research Center, publicat acum vreo 5 ani de zile. Europa are un scor de 2,3. Nu este, nu este tocmai mai încurajator. Dar sigur că lucrul acesta trebuie trebuie văzut un pic și în contextul în care asistăm la acest fenomen al migrației, fenomen al migrației care atrage, uh, pentru că de aceea am pomenit, fără să mă gândesc că o să, o să duceți discuția în această direcție, am pomenit că este foarte, foarte importantă, pentru că eu insist foarte mult pe lucrul acesta, este foarte importantă asumarea identității fiecăruia dintre noi. Nu suntem născuți întâmplător într-un anumit loc. Când un anumit neam, nu suntem născuți cu o anumită identitate lingvistică, religioasă și așa mai departe, întâmplător. Totul este providențial. Trebuie să ne asumăm lucrul acesta. Ori, în contextul acesta migrațional, avem de-a face cu foarte multe persoane care tind să, să încline balanța aceasta a minorităților sau majorităților. Chiar în săptămâna aceasta au apărut informații legate de două, două orașe din Anglia. am impresia, exact. Manchester. uite, aveam informații aici, părinte, gând la gând, spuneți, spuneți da, dumneavoastră. Manchester și Aberdeen sau. Da, uh, nu, țara Galilor. Anglia și țara Galilor au devenit țări în care creștinii sunt minoritari după o creștere cu 44% a numărului de musulman. Este pentru prima dată într-un recensământ din Anglia și Țara Galilor, când mai puțin de jumătate din populație s-a definit ca fiind creștină. Între timp, 37,2% dintre persoane, adică peste 22 de milioane, au declarat că nu au nicio religie. Al doilea cel mai frecvent răspuns după cel creștin interesantă acest Deci aici asistăm studiu. de fapt la o, la o negare a propriei identități. Noi asta da. trebuie să înțelegem și În, atunci, în zona europeană. În, în zona europeană uh, Sau și... Sau occidentală, am putea uh, lărgi un pic, incluzând și spații occidental. Asta ca să occidental. ne crească nouă stima de sine. Da, cumva, uh, nu știu, ca, uh, să, ca să explicăm un pic, da. Vreau să vă spun că atunci când am avut o, o întâlnire sub egida Comisiei Europene pe, pe tema religiei în școli care la noi pare o temă care nu se mai încheie, deși ea este foarte clară fost un ministru de justiție al Germaniei, profesor Gerhard Roberts cu care am lucrat în cercetarea doctorală un an de zile el a ridicat această problemă și a spus identitatea religioasă este esențială, noi pentru identitate religioasă avem nevoie de educație religioasă. La fel cum pentru identitatea lingvistică avem limba maternă a fiecăruia dintre noi pe care o avem o avem predată mi în, în școlile publice. Bine, mie mi se pare că aici la nivel cultural, educațional, aici este, este, o, este o problemă pe care, pe care trebuie să noi trebuie să o asumăm înainte de a ajunge acolo și sigur că dincolo trebuie să gândite politici în, în această direcție pentru că uh, mișcările pe care, pe care le atrag uh, uh, cei care vin pe valul acesta migrațional și nu numai cei care au un background migrațional în spate, de asemenea, sunt persoane care, care uh, își asumă foarte clar identitatea lor religioasă. Da, și lucrul așa acesta este. să știți că atrage după, uh, atrage după sine foarte multe foarte multe uh, urmări uh, pe, uh, pe zona aceasta a dreptului, chiar acum sunt pe punctul să uh, închei o, o cercetare despre emergența jurisdicțiilor paralele, în sensul în care sistemul de drept con uh, este pe punctul să nu mai aibă uh, un sistem unitar de înfăptuirea justiției în țările în țările occidentale, pentru că încep să fie tot mai mult recunoscute instanțele șaria. Sigur că noi avem un, uh, avem o speță care este care este veche, avem o situație care este veche în Grecia, acolo unde în Macedonia de Nord există instanțele șaria care sunt recunoscute de către stat datorită, datorită minorității la nivelul Greciei, minoritate musulmană, dar avem țări occidentale care au recunoscut aceste instanțe șaria. De asemenea, avem foarte multe pe, în zona dreptului financiar, avem bănci care au ghișee speciale pentru islamic banking. Ori trebuie să ne dăm seama că trăim niște vremuri de schimbare. Părinte, te actele teroriste comise de ISIS în, în anii trecuți ajunseseră să fie explicate de unii prin chipurile, tocmai această asumare extrem de intensă a credinței a islamului ca religie uh, comunitară de către cei care făptuiau. Uh, aceste acte teroriste în ideea uh, impunerii pe plan uh, mondial a uh, islamului ca, uh, ca religie și ca uh, prezență spirituală, uh, dar asta a fost o, o confuzie care s-a creat, nu asocierea asocierea uh, credinței într adevăr asumate a musulmanilor cu excesele acestea teroriste. Dar știu că s-a explicat la un moment dat că acestea au fost posibile tocmai pentru că musulmanii știu să-și asume identitatea religioasă și culturală. Când am, când am vorbit despre asumare, m-am referit la o asumare cerebrală. Sigur, În cazul atentatelor, da. vorbim despre o asumare evident. extremistă și sigur. extremismul există, a existat și va exista dintotdeauna, la nivel religios, la nivel sigur, politic, sigur. la nivel social, peste tot Putem să întâlnim persoane care uh, dau dovadă de o asemenea uh, abordare și înțelegere extremistă a unei realități. Da, în baza liberului arbitru, îi respectăm și pe ei cu, cu aceste păreri, atâta timp cât nu intră în coliziune, pentru că și atentatele acestea au fost o altă provocare la nivelul drepturilor și securității cetățenilor. În Franța s-a făcut un studiu și oamenii erau dispuși să renunțe la o parte din drepturile lor, cum este, de exemplu, dreptul la, la, garanția poștei electronice și nu numai, dar să aibă siguranța că pot să iasă la o terasă în centrul Parisului fără riscul de a fi pulverizați de, de o bombă care este, care este așezată acolo. Adică noi vedem, vedem Sigur ce înseamnă da. și și unde duce și, acest, și partea aceasta de, de terorism, dar sigur că nu este sigur, nu, nu, tema nu e subiectul nostru în niciun de caz, dar a punctat foarte bine că această asumare de care vorbim în planul unei religii diferă, este, poate fi o asumare de tip colectivist și ideologizat, cum se întâmplă în cazul menționat, dar asumarea justă și cea mai profundă este cea, într-adevăr, individuală. Pentru că, în general, religiile se adresează persoanei, în principiu, persoane umane, individuale, care după aceea se, se adună într-o comunitate mai largă, nu? Dar da, ținta a... este persoana. Da, este, este persoana, cea mai importantă este persoana, dar să știți că, din perspectivă juridică, este garantat atât dreptul Sigur. persoanei, dreptul individului, dar și dreptul de manifestare comunitară. Bine pentru că fiecare fiecare religie are are și și acest drept. Și aici iarăși ajungem la, nu știu, dacă mai avem timp, dacă aici iarăși ajungem la o altă la o altă discuție pentru că noi am avut de de curând noi europenii ăștia cu papion așa, am avut de curând două, două, experimente, unul dintre ele foarte, foarte cunoscut, sau două experiențe, a se vedea interzicerea construcției de minarete pentru, pentru spațiile care funcționau ca moschei în Elveția. Eram acolo, lucram la teza doctorală în 2009. Cred că a fost, era chiar 5 sau 6 decembrie 2009, când s-a făcut referendumul, acolo imediat s-au dat rezultatele și. Elvețienii au votat 63% împotriva Construcției de minarete Dar atenție că aici majoritatea Este cea care a venit și a spus Nu este conformă cu cultura noastră Noi avem ceasuri ceasurile noastre sunt, avem, avem turnuri Turnurile noastre sunt frumoase Sunt înalte, au ceasuri Nu putem să punem minarete Pentru că sunt, nu, nu dă bine în, în cultura noastră Acesta este, este un artificiu juridic Care a fost, a fost găsit Nu știu cât timp poate să funcționeze Având în vedere contextul migrațional, contextul acesta în care discutăm despre răsturnarea majorităților și, și minorităților. Și în momentul în care s-a anunțat rezultatul referendumului, una dintre reprezentante, că asta este una dintre problemele comunităților musulmane, faptul că nu sunt foarte bine organizați, închegați datorită diverselor, diverselor orientări. Una dintre reprezentantele musulmanilor a spus, cerem re revenirea și repetarea referendumului. Atât a fost nevoie pentru a arăta elvețienii, iată, că acești oameni care nu înțeleg cultura noastră națională, acolo unde referendumul este sfânt și este pus imediat în aplicare, da. cer să refacem referendumul. Niciodată nu o să revenim asupra acestei, acestei decizii pe care poporul elvețian a spus că trebuie să meargă în această direcție. Punct. Da. Foarte importantă și această abordare de natură sociologică sau juridică sau politică chiar pe fundalul discuției noastre. Părinte Tăvala, aș reveni la ceva ce ați pomenit mai devreme, revenim puțin la creștinism, revenim mai concret la Ortodoxie, tot cu niște procente, în măsura în care ele ne sunt de folos. Nu sunt uh, amatoare de procente, dar în zilele noastre, într-adevăr, ele uh, spun ceva. Dacă sunt bine documentată ortodoxii în lume uh, nu reprezintă mai mult de 12% dintre creștinii de pe glob. Este corect procentul ăsta? Merg pe mâna dumneavoastră. Da, bun. Uh, iar aproximativ 4% reprezintă ei, ortodoxii creștini, dintre toate religiile. Deci, în cadrul acestei teme, putem vorbi de o reprezentare minoritară, cum este și firesc la scara aceasta. Vă întreb însă, la stadiul ăsta la care s-a ajuns, chiar cu vasele astea comunicante, scade numărul, scade asumarea creștinismului, să zicem, în lumea occidentală? Dar crește descoperirea creștinismului pe alte continente, spuneați chiar dumneavoastră. Totuși, creștinii ortodoxi, în mod special să zicem că sunt în scădere generală, chiar răspândiți pe tot globul fiind. Continuă ei să reprezinte, în opinia dumneavoastră, această forță a harului pe care din totdeauna au deținut-o în această formă din ce în ce mai comprimată sunt ortodoxi și încă reprezentativi pentru uh, ceea ce înseamnă uh, propovăduirea uh, creștină uh, făcută de Mântuitorul Hristos și, și pentru toată economia. Lui Dumnezeu păi, dacă, în creștinism? Dacă la începutul discuției m-ați aruncat în Vechiul Testament și am călătorit cu tot poporul evreu de la da. deuteronom încoace și apoi prin diaspora evreiască încercând să, să dăm un sens discuției da, noastre da. acum în timp ce, ce îmi spuneați procente, eu mă gândeam doar la episodul lui Lot și Sodoma și Gomora acolo unde Dumnezeu da. Da, la, la înțelegere cu Lot scade, perma, Lot scade permanent numărul cel posibil a fi identificați acolo și Dumnezeu îi spune că nici măcar pentru 10 sau dacă este, dar măcar să găsească, să găsească cât mai puține acolo pentru a ajunge din nou la unul, cel puțin la unul dintre cele trei vase ale, ale, femeii care își pune plămada acolo și din cele trei vase cu siguranță că, cu siguranță că va, va, redospi pentru că aici vorbim despre har. Va dacă, va, sigur. dacă ne referim, Dacă ne referim de exemplu la episodul cu uh, uh, Ilie și cu văduva din Sarepta Sidonului. Gândiți-vă dumneavoastră că uh, uh, Ilie îi cere, cere să-i facă lui o pâine, după care nu se termină pe toată perioada secetei, trei ani și șase luni. Nu se termină și în fiecare zi este, este cantitatea suficientă pentru încă o pâine. Doar pentru încă o pâine, nu pentru încă un hambar. Calitatea convertită în cantitate. Iar Iarăși revin, am și eu niște idei fixe. Nu? Forța acestei calități care este convertită în cantitate ultra necesară. Și în Să nu mai vorbim de înmulțirea stă... pâinilor și da. a peștilor și așa mai departe, Evanghelia și toată Scriptura sunt pline de, de asemenea exemple, asemenea nu convertiri. Decât, nu putem decât să ne minunăm, știți? -ne, să ne minunăm, Gândindu-ne gândindu da. gândindu cât, de, cât de actual este cuvântul Scripturii și da. dacă este să ne întrebăm de ce, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Absolut. Deci să fim optimiști. Nu avem chiar de ce să nu chiar fim optimiști. pe terenul acesta fragilizat al acestor statistici deosebit de alarmante din punctul de vedere al nu știu, sociologilor, poate, sau al altor tipuri de cercetare, să sau rămânem optimiști, britanici. Da, britanici sau de alte naționalități, să rămânem optimiști că chiar și numărul mic ăsta care este sau care ar putea să scadă în continuare, nu... Înseamnă nimic pentru că economia lui Dumnezeu este nu deasupra acestor fluctuații. Suntem la Sibiu, suntem într-o fostă cazarmă militară a Armatei Habsburgice. Am vorbit despre Andrei Șaguna, care era, dacă vreți, singur un nebun pentru Hristos și pentru Români și pentru aceasta. Anul, în anul 2024 vom avea 160 de ani de existență neîntreruptă a reînființatei Mitropolii Ardealului, în care nu mai credea nimeni, la 1864 nimeni nu mai nu mai credea că aceasta va fi posibilă și cu toate acestea, în ajung de Crăciun, în 24 decembrie, împăratul semnează ordinul de reînființare. Deci suntem într o instituție patronată de Sibion Bărnuțiu, cel care a vorbit până la moarte despre Dreptul națiunii române majoritare într-o societate condusă de minoritari. Suntem într-un oraș în care, la un moment dat, a existat pactul de convivialitate. Așadar, nu avem niciun motiv. Să nu credem în lucrarea lui Dumnezeu, chiar dacă sunt vremuri de încercare, harul lucrează, important este să ne-l asumăm fiecare dintre noi, acolo unde suntem chemați să-l asumăm și să-l conștientizăm cum lucrează prin noi. Părinte Emanuel Tăvală, cred că aceste vorbe pe care le-ați spus sunt de plin edificatoare. Aș mai fi avut o mică întrebare. Dacă puteți să ne dați un răspuns scurt, ar fi ideal, pentru că vreau să revin la asta. Vorbim azi din ce în ce mai mult de minorități. Este clar că sunt exploatate ideologic aceste minorități, în sensul în care, din plecare, orice mesaje mit minoritățile, doar pentru că sunt minorități, vorbim aici de cele rasiale, sexuale și așa mai departe, orice mesaje mit ele. Se presupune din plecare că este just. Și aici are loc o răsturnare a, a situației. Dar, aceste minorități care încep să crească ca ciupercile după ploaie, în zilele noastre, cum trebuie ele să fie întâmpinate de către un adevărat creștin? Fie ele corecte politic sau incorrecte politic? Cu foarte multă cerebralitate. Uh, și dintr-o parte și din, cea, uh, și din cealaltă. Noi trebuie să știm faptul că o minoritate, atunci când cere foarte multe drepturi pe seama minorității respective și a caracteristicilor care reunesc un număr uh, de persoane sub egida acelei minorități, nu face decât să se expună o minoritate atunci când cere drepturi exclusive pentru ea pentru că este minoritate nu face decât să se expună ceea ce este ideal să fie să fie apărat este identitatea acelei minorități, dacă ea poate să fie identificată. Identitatea este cea care trebuie să fie promovată sub egida culturii care rezide. Deci noi trebuie să protejăm cultura unei minorități, identitatea acelei minorități, nu uh, lucruri care sunt trecătoare, care sunt perisabile și pe care noi le inventăm că ar fi, de fapt, sub egida unei anumite minorități. Deci discernământul, până la urmă, nu? Este care lipsește soluția? tot mai mult? Care lipsește și bunăvoința, bunăvoința de a uh, analiza lucrurile uh, în amănunt și, uh, cum să spun, așa, de la caz la caz. Și, zic eu. Uh, și, așa cum am spus, cu realism, cu cerebralitate, trebuie să fim cerebrali în tot ceea ce cerem și să ne gândim, de fapt, dacă nu cumva stricăm mai mult decât ajutăm. Da. Părinte Emanuel Tăvală, nu pot decât să vă mulțumesc foarte mult pentru această emisiune deosebit de interesantă pe care ne-ați prilejuit-o. Vă, vă mulțumim și pentru găzduirea aici, în facultatea unde vă desfășurați activitatea. Tuturor celor care ne-ați urmărit, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!